Eu vă spun ce știți, eu mă rugam lui de ani de zile, considerându-l pentru mine sfânt, pentru că am trăit în preajma lui prea multe. Un asemenea om care a suferit chinuri în temniță, în un metru pătrat, umezeală, întuneric, sacrificat, fără mâncare și toate astea, și s-a rugat la Dumnezeu pentru biserică și noi trebuie să ne rugăm pentru el. Era privit ca un om al lui Dumnezeu, un om sfânt. A trăit sub umbra, la umbra crucii, a îmbrățișat crucea, a iubit-o, a transformat-o în mijloc de mântuire, de binecuvântare pentru poporul nostru. Doi cardinali, 30 de episcopi din România și alte țări europene, peste 500 de preoți, ambasadori, premierul Victor Ponta și mai mulți miniștri, numărul 2 în PNL, Klaus Iohannis, autorități locale din Iași și județele Moldovei, vor participa sâmbătă pe stadionul Emil Alexandrescu la liturghia de beatificare a episcopului martir Anton Durcovici. Acestora li se alătură peste 20.000 de pelerini care deja și-au anunțat venirea. Intrarea pe stadion se va face de la ora 8, doar pe baza biletelor împărțite de parohii. Accesul urmând să fie dinspre Bulevardul Carol. Liturghia de beatificare va începe la ora 11 și va dura până la ora 12.45. Credincioșii vor putea pleca abia după ora 13. Se estimează că în Iași vor ajunge peste 300 de autocare și microbuze, acestea vor fi parcate în funcție de direcția din care vin în diferite zone ale orașului. Ieșenii care doresc să participe la slujbă sunt invitați să renunțe la mașinile personale în favoarea transportului în comun. Deja în prejurul stadionului, toate străzile, Toma Dumitrescu, Brava Rușii, Bulevardul Carol, Cojbu și celelalte vor fi eliberate în totalitate. Liberale vor putea intra acolo, dar cu obligativitatea de a introduce autoturismul în curs. Pentru evitarea aglomerației și a incidentelor, zona stadionului și interiorul acestuia vor fi împânzite de forțe de ordine. Pe stadion va exista un pavilion și 10 puncte în care se va acorda primul ajutor. Gazonul a fost deja tratat cu o substanță specială, urmând ca apoi să fie acoperit. CFR a suplimentat numărul trenurilor care vin spre Iași, iar RATP va pune la dispoziția pelerinilor care vor să ajungă la stadion 70 de autobuze. Pentru noi deja sărbătoarea a început. Astăzi deja va sosi cardinalul Angelo Amato, reprezentantul Sfântului Părinte Papa Francisc în România. Astăzi, eminența sa va avea un program privat, de asemenea și mâine, pentru a vizita diferite puncte din cadrul episcopiei Catolice Iași. De asemenea, mâine va fi prezent și cardinalul de Viena, Christoph Schönborn, care va fi însoțit de o delegație de episcopi din Austria. La Catedrala Catolică Sfânta Maria Regină din Iași, seria evenimentelor debutează mâine la ora 18.30 cu o liturghie de mulțumire, ce va fi urmată de un concert de muzică religioasă. Festivitățile se vor încheia duminică cu o altă slujbă la care vor participa cardinalii și episcopii ce vor fi prezenți la slujba de beatificare de pe 17 mai.